Hai, salutare din nou, sunt Hellscream. Astăzi am să vă arăt cum vă puteți bate joc de prietenii voștri, să-i faceți să creadă că aveți un alt procesor decât ceea ce aveți de fapt instalat în sistem. Este destul de simplu, se lucrează din regedit, haideți să vedem. Mergem în run, avem regedit, dăm ok. Așa, dacă sunteți familiarizați cu regedit-ul, bine, dacă nu, puneți pauză la tutorial și poate să fie totul bine. Deci avem așa, mergem în HKEY Local Machine, da? În Hardware, Description, Sistem. Central Procesor. Facem click. Hai azi. Da? Mergem aici, dăm 0. Ce avem aici? Intel Celeron de procesor. Asta este procesorul meu, de fapt și de drept, care l-am eu, care apare aici. Da? Aici. Haideți să modificăm valoarea. Da? Haideți să vedem așa. Scriem că o să avem un Intel Core i7 Dual Quad CPU, deși Intel Quad, haideți să mai punem niște cuvinte fancy, extreme, da? Bine, nu știu dacă acest procesor denumirea chiar există, dar în orice caz este ceva fancy și îl punem în loc de 3,6, o să-l trecem la 9,0 terahertz. Bine, vorbim deja de anul 2027 la configurația asta, dar nu mai contează. Ideea e că am modificat denumirea procesorului. Dăm OK. Închidem. Haideți să vedem ce se întâmplă. My computer. Hai azi. Da, mai am niște programe care lucrează în background. Clic dreapta. Proprietăți. Voila. 90,6, da? Haideți să mai încercăm o dată să modificăm și acest 3,6, da? Din nou run, regedit. Lăsăm strict CPU. Închidem. Din nou, My Computer, proprietăți, este foarte simplu. Da, 3,6 GHz. El îmi arată valoarea reală a procesorului, dar atâta timp cât pot să-i schimb numele, într-un fel se mișcă un procesor, cum aveam eu de exemplu trecut, un Intel Core, da? Dual, la 3,6 și în altfel se mișcă un Intel Core i7 Dual Extreme CPU, tralala. Da? Baftă, faceți mișto de prieteni cât puteți, râdeți de ei, râdeți cu ei, dar nu faceți ca ei, pentru că s-ar putea într-o zi, cine știe. Bun, Hellscream out, o să revin cu alte tutoriale despre piratarea Steam-ului și piratarea arhivelor de Yahoo Messenger. O zi bună, la revedere și distracție plăcută. Hellscream out.